Scene desprinse parcă din poeziile lui Bacovia. Acestea sunt imaginile a 10 localități din sudul județului, după ce rafalele de vânt și viscolul de săptămâna trecută au pus la pământ tot ce le-a ieșit în cale: arbori, stâlpi de beton sau rețele electrice. Peste 15.000 de oameni din întreg județul au rămas fără lumină. Curând de când n-aveți? De când? De marți. Și cum ați? Greu, cu lumânări, cu... Ca... Ați sunat la electrica? Da. Și ce v-a spus? E mult de lucru, sunt căzuți stâlpi, sunt... Să așteptăm. De câteva zile bune, localnicii stau în beznă sau la lumina lumânării. Par imagini din evul mediu, dar nu au alternativă. Bătrânii povestesc că au mai prins ierni grele, dar niciodată nu au mai pățit așa ceva. Foarte rău. Foarte rău, maică, mai ales eu și bătrână, și bolnavă, și să stai pe întuneric așa. Ce să mai facem? Vai de capul nostru, dar zăpada, pe noi nu mai putem... Și fără foc, fără lumină, fără nimic. Suntem zăpăciți, zău mă. Magazinele s-au aprovizionat destul de greu, abia după 3 zile de la viscol, din cauza drumurilor blocate. Cel mai mult în această perioadă s-au vândut lumânările și bateriile. Ce s-au vândut cel mai mult zilele astea? Baterii, lumânări, lanterne, ce am avut în magazin. Angajații electrica fac eforturi să readucă totul la normal, dar pagubele sunt destul de mari și procesul de reabilitare va mai dura ceva timp.